Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil, bine v-am găsit la un nou episod din Ustea Alimentară. În episodul de astăzi vom vorbi despre coloranți organici sintetici. În această categorie intră tartrazina, orange GGN, amarantul, indigo tina sau indigo carmin. Bineînțeles, sunt mult mai mulți. Să începem. Regulamentele sanitare în vigoare admite pentru sectorul alimentar următorii coloranți sintetici. 1. Tartrazina. Colorant galben hidrosolubil, se prezintă ca o pulbere de culoare galbenă. 2. Orange GGN, colorant portocaliu hidrosolubil, se prezintă sub forma unei pulbere de culoare portocalie. 3. Amarantul, colorant roșu hidrosolubil, se prezintă ca un praf de culoare roșie-brună. Acești coloranți fac parte din clasa coloranților monozoaici. Indigotina sau indigo carmin, a patra și ultima, colorant albastru hidrosolubil din clasa indigoizoinzilor, se prezintă sub forma unei pulberi de culoare albastră. Coloranții enumerați naturali și sintetici nu trebuie să conțină acid oxalic și picric, cromați, cadmiu și amine aromatice. Normele de calitate limitează prezența arsenului la maxim 2 micrograme kilogram, aplomului la 10 micrograme kilogram, iar acelorlalte elemente grele la maxim 30 de micrograme kilogram. Se poate admite de asemenea ca substanța solubilă în eter să fie de maxim 0,5%. Toate produsele alimentare colorate artificial trebuie să conțină pe eticheta ambalajul tipărită vizibil mențiunea colorant sintetic sau colorant natural. De asemenea, se interzice ca pe etichetele produselor colorate artificial să existe desene ca să prezintă produsul natural. Coloranții artificiali se vând numai în ambalaje originale. Acestea vor putea eticheta cu următoarele specificații: numărul lotului și al buletinului de analiză al colorantului, respectiv cu mențiunea că este corespunzător dispozițiilor legale sanitare. Bun. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like. Dacă nu, dați dislike. Dacă vă place un pic mai mult, abonați-vă, sunt domnul Virgil, vă salut, vă doresc o zi cât mai plăcută și frumoasă, sper să ne vedem cu bine data viitoare la un nou videoclip din Industria Alimentară.